Jandarmerița Ștefania, cea care a fost internată de urgență în urma loviturilor primite de la protestatori în noaptea de 10 august, a fost astăzi externată. După ce a ajuns la spital cu suspiciunea de coloană fracturată, ulterior s-a aflat că rănile pe care le-a suferit nu i-au pus în pericol viața. La ieșirea din spital, aceasta a părut chiar că e refăcută complet. Decizia Ștefaniei de a ieși pe ușa din dos a spitalului a fost aspru criticată pe rețelele de socializare. Povestea Ștefaniei a fost discutată intens zilele acestea și a născut controverse. Aceasta a fost bătută cu bestialitate în timpul protestului de vineri seara în jurul orei 23. A doua zi, purtătorul de cuvânt al jandarmeriei a declarat că cel mai dificil pentru el a fost să le explice părinților fetei că aceasta ar putea rămâne paralizată pe viață. Câteva ore mai târziu, ministrul sănătății a infirmat fractura de coloană și a declarat că Ștefania este în stare bună. În urma violențelor de vineri seara, peste 450 de persoane au fost rănite, 30 dintre ele având nevoie de spitalizare.